Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură. Acesta este numele proiectului implementat pentru îmbunătățirea managementului riscului comun în regiunea transfrontalieră. Din proiectul, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Giurgiu, fac parte și Crucea Roșie Română, filiala Giurgiu, Crucea Roșie Bulgară, Universitatea din Ruse, Angel Cancev, și Clusterul de Business și Inovație din Ruse, parteneri în activ. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității reactive și preventive în caz de incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu-Ruse, precum și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență. Perioada de implementare a proiectului este 26 mai 2020, 25 mai 2023. Proiectul a dezvoltat un mecanism comun de intervenție în incendiile forestiere din regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse, vizând structurile de specialitate ale celor două țări, respectiv comitetele de urgență din Giurgiu și Ruse. În cadrul proiectului au fost achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu pentru ISU Giurgiu echipamente de aproximativ 500.000 de euro. Mai exact, inspectoratul de la Giurgiu a primit cameră cu braț telescopic pentru căutare și salvare, o bucată, auto specială de 20 de tone pentru transport, apă dotată cu pompă, două bucăți, aparat protecție respiratorie, termoviziune integrată în mască, două bucăți. Proiectul POD a oferit oportunitatea de a crea un parteneriat solid și o strategie comună de intervenție după dezastre pentru salvarea populației și asigurarea nevoilor vitale. Cele două instituții au desfășurat mai multe instruiri comune și au achiziționat echipamente și dotări specifice pentru intervenție și salvare în caz de dezastre naturale. În cadrul Universității din Ruse, Angel Cancev, a fost creat un laborator modern care va putea transpune în hărți GIS inventarul zonelor care pot fi afectate de incendii forestiere, pot fi elaborate scenarii de răspândire a eventualelor incendii. Proiectul POD și-a atins scopul și anume de a construi un pod uman peste Dunăre.